Așa cum bine se știe, în cursul zilei, începând de ieri, s-a început campania de colectare a ajutoarelor pentru sinistrații din Moldova. Angajații instituției prefectului a dat un exemplu pozitiv și, iată-ne, astăzi suntem aici și am adus produsele respective. Sper că și prin exemplu dat de salariații instituției noastre și alte societăți și alte instituții să reacționeze și să vină cu ajutoarele pentru sinistrați. Totodată aș face un apel și către reprezentanții cultelor religioase să facă acest pas de a strânge ajutoarele pentru sinistrați. Sigur, sunt convins că și știu că și în județul Sălaj au fost multe probleme, dar nu se compară cu ce s-a întâmplat în Moldova și trebuie să fim alături de sinistrații din zonele respective. În momentul în care avem o cantitate suficientă adunată pentru un transport, luăm legătura, deja am luat legătura cu prefecturile din zonele respective și o să ne indice exact locația unde să ducem ajutoarele adunate. Am venit să întreb dacă se iau și haine. Eu vreau să... Da, inițial am spus că nu vom lua haine, doar alimente, dar se pare că sunt foarte mulți oameni care vor să aducă haine de calitate. Unele persoane chiar au venit cu haine noi, am aflat astăzi, și din păcate s-au întors acasă supărați că nu au fost primite aceste haine. Facem un apel din nou și îi rugăm să revină. Dar totuși, dorința noastră a fost de a veni cu lucruri utile, cu lucruri bune, de calitate, fiindcă nu vrem să fim catalogați că trimitem lucruri care nu pot fi folosite. Dar le mulțumim tuturor celor care s-au gândit și care se gândesc să vină să dea o mână de ajutor. Vă mulțumim mult!